Ministerul Educației și multă lume în spațiu public a spus că evaluarea națională va rămâne cum a fost până acum, va rămâne ca până acum. Până acum, în legea educației numărul 1 pe 2011, evaluarea națională Nu nu era la este. matematică și la limba română. Era la matematică, o probă transdisciplinară de științe, o probă orală de competențe civice, o probă de utilizare a calculatorului și o probă de care o n-am limbă implementat-o internațională. niciodată. Ceea Da. ce, până la urmă, sunt niște competențe de bază pe care orice tânăr de 15 Ar trebui să le aibă. 14 ani ar trebui să le dețină atunci când termină 8 ani de școală. Să știe să vorbească puțin într-o limbă străină, să știe să folosească calculatorul. Acest tip de evaluare națională, de altfel foarte bun și care se centrează pe niște competențe de bază ale elevului, nu a fost aplicat niciodată, a fost mereu prorogat. Și acum, prin această lege, facem un pas înapoi. Legiferăm această prorogare care până acum s-a justificat mai mult sau mai puțin pe ideea că cândva o să avem totuși o evaluare națională transdisciplinară. Facem un pas înapoi. Legiferăm pe termen lung, înțeleg, pentru că această lege se înțelege că va fi aplicată mai mult timp, că intenția legiuitorului n-ar trebui să o fie, o adoptăm acum ca să o modificăm peste un an, la fel cum am făcut cu legea 1 și să o modificăm și să o prorogăm. Atunci când legiferezi, trebuie în primul rând să te gândești, vreau măsurile astea să le am pe termen lung, vreau să le aplic, pentru că și aici este o problemă și sunt multe măsuri pe care eu am o îndoială profundă că ele vor fi aplicate nu doar în următorii 2-3 ani, ci că vor fi aplicate vreodată.